Numele meu este Denisa și sunt mamă singură. Vreau să încep prin a le spune femeilor faptul că mamele singure nu sunt singure. În primul rând, credința în Dumnezeu este calea esențială de a face lucrurile în pace și armonie. Și cum Dumnezeu lucrează prin oameni, așa am ajuns să cunosc activitatea centrului Sfânta Alexandra Împărăteasa. Până să ajung acolo, eram copleșită de griji, o femeie însărcinată care trecea prin stări psihice puternic influențate de starea emoțională. Din momentul în care am făcut parte din această familie, m-am simțit eliberată și am învățat faptul că pot avea încredere în oameni din nou. Conform Organizației Mondiale a Sănătății, în fiecare an, în întreaga lume, se produc între 40 și 50 de milioane de avorturi, ceea ce înseamnă aproximativ 125.000 de avorturi pe zi, un număr mai mare decât numărul cumulat al persoanelor care își pierd viața din cauza cancerului, SIDA, a accidentelor rutiere și a sinuciderilor. În România, din 1958 și până în prezent, au fost înregistrate, potrivit statisticilor, aproape 23 de milioane de avorturi. Sunt cifre seci, care nu reflectă durerea femeilor care trebuie să trăiască în fiecare zi cu drama pierderii copiilor lor. În ultimii ani, au apărut și în România organizații care informează și sprijină mama și o ajută să ia cea mai bună decizie pentru ea și pentru copil în cazul apariției unei crize de sarcină. Implicarea mea în voluntariatul Pro-Viață a început la 16 ani. A fost o perioadă de timp în care mă întâlneam cu femei în crize de sarcină și încercam să le ajut cu o vorbă bună, cu o încurajare și să găsesc persoane dornice să ajute la rezolvarea unor probleme materiale. În 2015 deja erau foarte multe cazuri de crize de sarcină, multe femei care solicitau sprijin. Și, din păcate, criza de sarcină nu era singura lor problemă. Erau femei care erau în relații toxice, femei care trecuseră de-a lungul vieții prin situații de abuz sau traumă, femei care poate se aflau într-o depresie sau într-o situație de instabilitate psihică, femei care aveau un istoric familial dificil, adică nu primiseră dragoste, afecțiune, sprijin în familie. Și atunci mi-am dat seama și am vorbit și cu alți colaboratori, alți cunoscuți aspectul acesta, că nu este suficient să oferi o vorbă bună și o încurajare în astfel de situații, ci că e nevoie de o implicare, de un sprijin profesionist. Așa a apărut în anul 2017 Centrul de Consiliere pentru Părinți și Copii din București, Sfânta Împărăteasă Alexandra. Iar după numai 3 ani, datorită cererilor tot mai mari din partea femeilor aflate în criză de sarcină, în mai 2020 a fost deschis încă un centru purtând numele Sfintei Împărătese Elena. Credința ajută femeile în situații dificile, ajută oamenii în situații de criză să-și recapete nădejdea, speranța. Centrele au, de exemplu, centrul Sfânta Împărăteasă Elena a fost numit așa cu gândul la întreaga misiune socială pe care Sfânta Împărăteasă Elena a întreprins-o cu ajutorul Sfântului Constantin cel Mare. Pe lângă multe lucruri istorice foarte cunoscute pe care Sfântul Constantin cel Mare le-a întreprins în epoca lui, a fost și această misiune socială în sprijinul oamenilor. Și ceea ce ne-am dorit prin denumirea acestui centru a fost să promovăm un model de femeie sfântă implicată în sprijinul celorlalți. Și Sfânta Alexandra Împărăteasă a fost soția împăratului Dioclețian, s-a convertit la creștinism în urma mărturiei a exemplului personal al Sfântului Gheorghe și a murit în închisoare. O femeie care poate inspira alte femei. Povestea mea începe anul trecut, în 2020. Eram într-o relație, am rămas însărcinată și partenerul meu nu-și dorea copilul. Așa că făcea presiuni pentru a face avort. Adică el miza pe ideea că nu am o situație materială extraordinară la momentul acela și că cel mai potrivit ar fi să fac avort.
Și eventual anul următor să facem un copil când suntem pregătiți din toate punctele de vedere. Și asta m-a făcut pe mine să iau decizia de a renunța la relație și a continua pe drumul acesta singură. Am ajuns la centru, mi-am dat seama că am noroc, pentru că eu chiar am primit susținere și ajutor din partea acestor oameni minunați. Niciodată să nu-ți pierzi încrederea în Dumnezeu. Și cum Dumnezeu lucrează prin oameni, așa am ajuns la acest centru, unde pot să zic că m-am stabilizat emoțional, mi-am făcut un plan, mi-am urmat visul și până la urmă l-am și îndeplinit. Până acum, în activitatea Asociației pentru Sprijinirea Femeii Însărcinate și a Familiei, deci din 2017, de când s-au deschis porțile primului centru, peste 750 de femei însărcinate și mame au primit sprijin pentru depășirea crizei de sarcină și altor situații dificile. Ce oferim în cadrul acestor centre? Oferim consiliere pentru depășirea crizei de sarcină, sprijin emoțional, terapie pentru situațiile în care femeile au nevoie de acest lucru, sprijin material de urgență. Există un asistent social specializat care încearcă să găsească soluții la problemele sociale pe care le au femeile. Încercăm să mediem relația cu familia și cu cei din rețeaua socială a femeii, astfel încât ea să poată fi sprijinită și de cei din jur. Există grupuri de sprijin pe care le organizăm în perioada sarcinii pentru femei însărcinate în diferite etape ale dezvoltării sarcinii. Avem un program de mentorat pentru mame tinere. Sunt diferite întâlniri pe care le facem cu mamele. Practic ne dorim ca ele să primească un start bun în viață alături de copilul lor. Cred că dacă n-ar fi fost copilul în viața mea și aș fi făcut avort, nu cred că mai eram în toate facultățile mentale. Adică ar fi fost o chestie care m-ar fi dărâmat de tot. În momentul în care am rămas însărcinată, sau cred că asta se întâmplă aproape tuturor femeilor, simți că te îndrăgostești așa deja de copilul tău. Adică deja încerci să-ți imaginezi cum o să fie, ce o să se întâmple. Și momentul în care am aflat, am zis că e un semn de la Dumnezeu și că indiferent ce se va întâmpla, eu voi păstra sarcina și Dumnezeu, cum Dumnezeu mi-a dat un copil, o să-mi dea și cu ce să-l cresc. Și credința în Dumnezeu a fost lucru care m-a motivat de la început până la final. Fiecare mamă, înainte de a merge la spital să nască, primește bagajul mamei pentru naștere. Există un tursou pe care îl oferim după nașterea copilului și pe perioada de 5-6 luni oferim sprijin cu scutece și ceea ce e nevoie pentru îngrijirea copilului. De asemenea, sprijinim mamele să se reintegreze profesional în diferite moduri, prin consiliere vocațională pentru cele care ar vrea să schimbe profesia sau să se integreze într-un anumit mediu profesional și nu știu cum să facă acest lucru, de dezvoltare pentru cele care, să zicem, nu și-au terminat studiile, le încurajăm să meargă mai departe. Au fost situații când le-am finanțat anumite cursuri de calificare profesională, astfel încât ele să poată fi independente după ce ies din programele de sprijin ale centrului. Viața mea s-a schimbat radical de când a apărut copilul meu. Efectiv, nu știam că sunt în stare să iubesc atât de mult pe cineva. Și mi se pare fascinant cum reușește să te schimbe rolul de mamă și te face cumva să devii cea mai bună versiune a ta. Să vrei să faci totul perfect pentru tine și pentru copilul tău, să-i creezi tot contextul astfel încât el să se dezvolte armonios. De curând eu am deschis un blog, Jurnal de Mamă Singură, în care vreau să împărtășesc din experiența de mamă și să ajut și alte femei să afle despre centru și lucrurile minunate pe care le face acesta pentru mămiți și copii. Anul trecut, în campania de deschidere a centrului Sfânta Elena, a sunat un domn în vârstă de 75 de ani, care auzise la radio un reportaj despre faptul că se deschide centrul
și a spus că timp de 9 luni vrea să doneze un procent din pensia dumnealui. De ce? Pentru că în urmă cu 50 de ani și-a presat iubita să facă avort și încă poartă în suflet acest regret, această durere. Nu au rămas împreună, relația s-a destrămat. Și dumnealui a rămas cu această părere de rău în suflet și a zis, sper că prin faptul că se deschide acest centru, tinerii și persoanele care trec prin astfel de situații să beneficieze de informații, să beneficieze de sprijin, astfel încât să nu treacă prin ce am trecut eu. O altă situație emoționantă a fost cu o doamnă de 80 de ani, originară din Cernăuți, care locuia acum în București. Tot așa, auzit la radio un material despre campania noastră cu bagajul mamei. Noi făceam o strângere de fonduri astfel încât să cumpărăm 100 de kituri bagajul mamei pentru femeile care au nevoie de sprijin. Și această doamnă auzise reportajul la radio și a povestit că la 19 ani a trecut printr-un avort. Era la Cernăuți, a fost lăsată singură de partener, de familie. Și că după 61 de ani încă poartă durerea aceasta în suflet și vrea să ajute două femei care sunt în criză de sarcină. Mărturiile femeilor care au avut la un moment dat de făcut această alegere în viața lor au fost adunate între filele unei cărți care are deja două volume. Sunt mărturii ale celor care, cu ajutor specializat, au depășit situația de criză din timpul sarcinii și au păstrat copilul și își manifestă bucuria pentru această decizie, dar sunt și mărturii ale celor care au trecut prin trauma avortului și își doresc să inspire alte femei să aleagă un alt drum. Cum au primit copiii cel de-al treilea copil? Cu foarte mare bucurie, plângeau de bucurie. Și l-au dorit, și l-au iubit, și acum, în fiecare dimineață, îi se pupă și se iubesc, toți trei. Sunt niște copii foarte liniștiți și sensibili. Întotdeauna, pentru noi, fiecare copil a fost o bucurie, a fost iubire, a fost bogăție. Ne-au dărâmat greutățile vieții, atitudinea celor din jur. Familia Ionașcu avea deja doi copii atunci când au aflat că Maria era însărcinată cu cel de-al treilea. Nu au apucat însă să se bucure de vestea primită, pentru că au fost copleșiți de greutăți. Pe lângă pierderea serviciului de către soț, s-au confruntat cu atitudinea ostilă a rudelor și a prietenilor care, aproape fără excepție, i-au îndemnat să renunțe la copil. Să nu spui niciodată nimănui care are copil, bebeluș sau femei însărcinate, că nu trebuie să faci, nu trebuia să faci copil sau cine te-a pus să faci, acum e vina ta, trebuie să te descurci singur. Pentru că copilul e o minune, pentru că sunt oameni bogați care nu pot avea copii și ar vrea să aibă copii. Deci nu a avea bogăție înseamnă că îți dă liber să ai copii, ci să îndrum, să fii acolo, să sfătuiești, să vedem unde e buba, unde a fost problema, ce se poate face. Nu copilul îți închide viața. Atitudinea celor din jur te fac să gândești așa. Niciodată n-am crezut ce mi-au zis cei din jur. Te dărâmă, îți schimbă starea. Soțul meu de multe ori venea trist acasă și îmi spunea... Nervos. Și nervos. Mi-au spus de ce l-am făcut, de ce l-am făcut și pe al treilea, nu mi-ajung doi, nu sunt suficienți, sunt nebun, nu sunt în toate mințile. Cu ajutorul psihoterapeutului de la Centrul de Consiliere pentru Părinți și Copii Sfânta Alexandra, Maria a reușit să își înțeleagă soțul, să treacă peste cuvintele grele pe care îi le adresau cei din jur și să se bucure de minunea aducerii pe lume a încă unui copil. Am văzut foarte multă bucurie și fericire aici în casă, la dumneavoastră. De unde vine resursa asta? Din iubire. Din iubire și credință. Întotdeauna am fost conectați la Dumnezeu. Întotdeauna. Nu a existat să nu fim conectați. Tocmai dacă la un moment dat ne scădea credința și cu cât ne scădea credința, lucrurile nu mai mergeau așa bine.
cum ne apucam să ne rugăm din nou? Și mai ales, puneți copiii să roage. Să vedeți că se întâmplă minuni. Când se roagă copiii, se întâmplă minuni. Ce ziceau bătrânii pe vremuri? Că rugăciunea copiilor ajunge la Dumnezeu? Da, rugăciunea copiilor ajunge la Dumnezeu. Sunt atât de curați. De câte ori am pus copiii să roage, s-au întâmplat minuni. Pune-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pură, fericită și cea prea nevinovată, Maica Dumnezeului nostru, ceea ce e mai cinstită decât Herunii și mai slăvită fără de asemănare decât Serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, ce te mărim. Amin. Amin. Poate și noi am simțit, poate trebuia să facem copii mai încolo, trebuia să ne rezolvăm anumite probleme, să avem, să fim mai bogați și după aceea să avem copii, dar cine îți garantează că vine când vrei tu? De aceea zic, nu eu, nu noi facem copii, ci e împreună lucrare a naturii, a omului, a lui Dumnezeu. E foarte bine să ai o casă, să ai o mașină, dar nimic nu e sigur. Poți să ai o casă să-ți ia foc, poți să ai o mașină să faci accident. Cred și am simțit că copiii vin când din iubire și când gândești mai simplu. Când gândești mai simplu și când ai credință. Sunt oameni care își doresc foarte mult copii și nu pot avea. De câte ori mi se zicea de ce l-ai făcut și pe al treilea. Și următoarea întrebare după ce l-am născut, mi s-a spus, dar cu răutate. Și o să mai faceți unul? Vă mai trebuie? Mai faceți? Vedeți cât de greu vă e? Și întotdeauna am simțit că nu noi facem, noi îl primim. Noi primim copilul. Dumnezeu te ajută să duci sarcina la capăt. Să se nască un copil sănătos. Și mulțumim Dumnezeu că avem copii sănătoși. Dumnezeu ne învață să cerem și ajutorul. Nu știu cum se numește, smerenie. Când cere ajutorul, cum se numește? Smerenie. Eu îi zic smerenie în sensul că noi avem orgoliu. Și zici, cum să cer eu ajutorul? Eu am greșit, trebuia să mă fi gândit de dinainte. Dar a cere ajutorul este uman și a da ajutor e divin. Cea mai frumoasă întrebare pe care o poate pune oricine din jurul unei mămici, ori însărcinat, ori care a născut, este cu ce te pot ajuta, cu ce pot fi de folos, ce pot face pentru tine. Uneori și o oală de ciorbă schimbă total atmosfera. Să-ți aducă cineva o oală de ciorbă când ai copii sau când ești însărcinată și ești obosită. O oală de ciorbă. O îmbrățișare. Să te duci să o îmbrățișezi, să îmbrățișezi copiii. Un pic mai mult decât un telefon, pentru că au fost persoane care mă întrebau ce fac și aveam nevoie de un pic mai mult. Suntem recunoscători pentru toată dragostea cu care am fost primiți, pentru toată deschiderea. Mulțumim pentru tot. Și am învățat lecții. Am mai învățat din lecția iubirii. Am învățat să fim atenți și la nevoile celorlalți. Cea mai dureroasă situație este atunci când vine cineva și îmi spune: dacă erați aici acum 10 ani, acum 20 de ani, copilul meu poate s-ar fi născut. Multe dintre femeile pe care le-am întâlnit și care regretă avortul pe care l-au făcut, spun că au făcut din lipsă de sprijin, în urma presiunii, din lipsă de informare.
Este nevoie de această informare continuă, astfel încât nu doar cele care sunt într-o criză de sarcină să afle despre centre, ci cât mai mulți oameni. Practic, e nevoie să ajungem la o situație în care orice femeie din București să știe că dacă vreodată în viața ei va trece printr-o situație de criză, sunt aceste centre care îi pot oferi sprijin. Activitatea celor două centre, a Centrului de Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii Sfânta Alexandra, Împărăteasa, și a Centrului de Consiliere și Informare Sfânta Împărăteasă Elena, este susținută exclusiv din donații. Printr-un simplu SMS cu numai 10 lei pe lună, fiecare dintre noi putem contribui la salvarea unei vieți. Persoanele care doresc să sprijine activitatea celor două centre o pot face și prin intermediul unui SMS. Este nevoie să trimită textul 2 la numărul 8845 și să valideze apoi mesajul de confirmare și astfel în fiecare lună vor dona 2 euro pentru a susține femeile în crize de sarcină sprijinite de cele două centre. La revedere! Pa, mami! La revedere!